2 Petru, capitolul 2, primele trei versete. 2 Petru, capitolul 2. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, după cum și printre voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Amin. Să ocupăm locurile. Într-o mare seară am fost invitat la cei tineri și mi-au cerut să vorbesc despre subiectul ăsta, dar știți cum e, colacul nu e a cui se pregătește, nu? Ci a cui se nimerește. N-am reușit la tineret să țin acest subiect, dar ce noi nu suntem tineri, nu? Și noi suntem tineri și avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat un lucru care mi-a plăcut foarte mult, nu-mi place să mai zic bătrân de atunci, spun că suntem mai vechi un pic decât ceilalți. Și eu, cel puțin personal, am luat o hotărâre să mor tânăr la adânci bătrânețe. În seara asta aș vrea să abordăm un subiect. Este o continuare a subiectelor noastre despre lucrarea Duhului Sfânt și să vorbim despre prorocii mincinoși și să învățăm într-un mod foarte practic cum să ne păzim, cum să ne ferim de falsuri. Aș vrea să fie o lecție mai practică în această seară, să învățăm ce avem de făcut atunci când e vorba de învățători mincinoși și de proroci mincinoși. Cuvintele acestea din 2 Petru sunt ultimele sfaturi ale apostolului Petru. El știa că moartea sa nu era departe, știa că va muri. Și în scrisoarea aceasta, în epistola aceasta, spune ultimele sfaturi foarte prețioase, foarte importante. El îndeamnă într-un întreg capitol, capitolul 2, și v-aș sfătui să-l citiți, pentru că este un capitol extraordinar. Îndeamnă în acest capitol la vigilența creștină. Ne dă o serie de avertismente să ne deschidem mintea, ochii și să ne păzim de tot ce este fals, de mesajele mincinoase. Zilele trecute am aflat care este cea mai puternică armă din lume. Cea mai puternică armă din lume este ideea. Nu bombele atomice, nimic. Nimic n-a făcut așa mare devastare în lumea întreagă, în istorie, ca și ideile. Noi toți am venit din societatea multilateral dezvoltată comunistă, nu? Din vremea lui Ceaușescu. O idee născută în capul unor oameni a fost semănată în fosta Rusie, a venit Revoluția Bolșevică și apoi tăvălugul acelei idei a venit peste noi. Am fugit de nenorocirea aceea, am venit în America și iată că ideea asta a venit după noi în America. Deci nu există ceva mai periculos pentru rasa umană ca ideea, ca ideile. Și mai ales ideile alea greșite, alea rele. Dacă diavolul ar putea fi întrebat, nu recomand nimănui să încercați chestia asta, care este arma lui preferată? Ne va spune că minciuna, prorocia mincinoasă, învățătura mincinoasă, erezia. În Ieremia, capitolul 5, versetul 31, este un verset absolut tulburător. Nu știu dacă l-ați subliniat în Biblia dumneavoastră, dar eu vi-l recomand să-l studiați foarte îndeaproape, pentru că este foarte important. Iată ce spune Ieremia. Prorocii prorocesc neadevăruri, minciuni. Preoții
stăpânesc cu ajutorul lor, deci cu ajutorul minciunilor sau neadevărurilor spuse de proroci mincinoși, colaborează deci cu proroci mincinoși, și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar întrebarea finală zice, dar ce veți face la urmă? Ce veți face la urmă? Pentru că va veni într-o zi la urmă, vor veni rezultatele acestui cerc vicios în care sunteți. Intrați într-o concordanță biblică, intrați pe internet, puneți, vă rog, proroci mincinoși și veți vedea că este plină Biblia și mai ales marii proroci ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament vorbesc despre prorocul mincinos, vorbesc despre învățătorul fals, despre speranțele deșarte care le naște prorocia falsă. Eu am ales în această seară doar câteva avertismente din partea Domnului nostru Iisus Hristos privind prorocii mincinoși. Iată ce spune Matei 7:15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Multă vreme eu am înțeles că când vine un proroc din ăsta mincinos, se îmbracă ca unul din noi, se poartă ca și unul dintre noi. Deci lupul îmbracă o blană de oaie și este printre celelalte oi. Să știți că haine de oaie are și ciobanul. Okay? Ciobanul are haine de oaie. Am înțeles că, de fapt, prorocul mincinos nu are de gând numai să înșele una-două dintre oile turmei. El țintește la autoritatea ciobănească, dacă vreți, la autoritatea păstorului. El se dă drept cineva mai mare decât autoritatea aceea. De aceea, prorocul mincinos nu respectă niciun fel de autoritate. El vine îmbrăcat și el ca și liderul, ca și ciobanul, dacă vreți, în haină de oaie, așa, dar el este un lup răpitor care atentează, de fapt, la autoritatea asupra bisericii și atentează la controlul asupra comunității. Se vor scula mulți proroci mincinoși, spunea Domnul Iisus Hristos, și vor înșela pe mulți, Matei 24:11. Deci scopul fundamental a prorocului mincinos este înșelarea oamenilor. Matei 24:24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne mari și minuni, până acolo încât ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Observați că este din nou aceeași idee de a înșela până și pe cei aleși. Cineva a spus că unele dintre cele mai multe victime ale anticristului, când va veni și va face semne și minuni, va fi dintre lesne crezătorii dintre noi, care imediat înghițim pentru că vedem minuni, vedem semne și minuni. Nu ne uităm la roadele, nu analizăm pe cel care prezintă minunile după roadele lui, ci suntem fascinați de darurile pe care el le are. Biblia vorbește despre apostazia zilor din urmă, a lepădării de credință datorită influenței acesta a anticristului, a prorocilor mincinoși și a prorocului mincinos pe urmă, care îl va însoți pe anticrist. În Luca 6:26, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Foarte ciudată expresia Domnului. Prorocii mincinoși erau lăudați. Prorocii mincinoși trăiau la masa împăratului. Vlahuță are o poezie formidabilă, zice, minciuna stă cu regele la masă. Întotdeauna cei care vor să controleze pe ceilalți cu ajutorul minciunii, cu ajutorul prorocilor mincinoși, îi ocrotesc pe ăștia și ăștia sunt bine văzuți, întotdeauna prorocii mincinoși. În orot s-au ridicat și proroci mincinoși, spunea Apostolul Petru aici.
Dar aș vrea să mai citesc un singur verset din 1 Ioan 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Aici suntem îndemnați să cercetăm duhurile, să le verificăm, să vedem dacă sunt autentice sau nu. De ce pericolul este așa de mare? Nu numai, așa cum spuneam, pentru că arma cea mai formidabilă a diavolului este minciuna, nu? Ideea greșită, falsă, dar spune versetul 1 din 2 Petru, capitolul 2, vor strecura erezii nimicitoare. Erezie înseamnă idee falsă, opinie separată, partid, sectă, disensiune. Observați, nu este numai o idee, o teologie greșită. Este o teologie greșită care creează o comunitate greșită, care creează o partidă greșită, care creează disensiune, care rupe turma lui Hristos. Erezie nu înseamnă numai idee, ci și rezultatul acestei idei. Apoi se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. În moment ce ai îmbrățișat o minciună, te lepezi de răscumpărătorul tău, de Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. În al treilea rând, vor trăi în destrăbălările lor, spune Sfânta Scriptură. Ce înseamnă destrăbălare? Depravare, imoralitate, păcate sexuale. Uitați-vă la toți cei care ați început să citiți cartea asta, Duhul Sfânt nu e de vânzare. Ați văzut câte cazuri au fost în ultimii, să zicem așa, 30-40 de ani în America și peste tot în lume, în care mari evangheliști, mari proroși și așa mai departe, toți au căzut în destrăbălare. Noi când am venit în America, predicatorul de care, ce știu eu, eram îndrăgostiți și l-ascultam de fiecare dată, era Jimmy Swaggart. Era 85 anii aceia, era profetul Americii. Niciodată noi, veniți din comunism, n-am auzit un om care vorbea și atât de deschis împotriva racilelor care sunt în America. Nu ne-a trecut deloc prin cap și nici nu am putut să cred că omul ăsta, după ce ținea o asemenea predică, se ducea la prostituate, le lua de pe stradă, nu? A fost foarte greu pentru noi să acceptăm o asemenea cădere în imoralitate. Dar pe urmă a venit Jim Baker cu secretara lui, Jessica Hahn, și au venit toate celelalte mizerii, până recent, anii trecuți, președintele Alianței Evanghelice pe America, omul care avea Casa Albă deschisă întotdeauna la îndemâna lui, omul acesta era homosexual, cu toate că era căsătorit și avea copii. Căderile aceasta în imoralitate, spune Sfânta Scriptură, că vor compromite calea adevărului în ochii oamenilor. Din pricina acestor lucruri, din pricina imoralității, din pricina acestor căderi morale, calea adevărului va fi vorbită de rău. Și toți crainicii de la televiziune, scuzați-mă, cred că tot curvare și curvele Americii s-au bucurat că și pocăiții fac păcate cum fac ei. Și a fost o mizerie pe toate canalele de televiziune. Calea adevărului a fost vorbită de rău. Și apoi în lăcomia lor vor căuta câștiguri necinstite de la voi, spune Sfânta Scriptură. Și noi naivii ne-am cumpărat la PTL, nu, apartamente la acest Disney World pocăiesc și le-am trimis bani cu nemiluita să-și plătească aerul condiționat din cușca câinilor lor sau benzină la flota lor de avioane particulare cu care călătoreau prin toată lumea. Când citim lucrurile acestea, avem impresia că Apostolul Petru trăi printre noi, domnule. S-a cunoscut exact la fața locului ceea ce s-a întâmplat sub ochii noștri în ultimii ani în America. Dar haideți să vedem cum să ne ferim de falsuri, să nu cădem în capcana asta. Și am să vă dau câteva sfaturi foarte concrete. Numărul 1. Nu divinizați oamenii niciodată. Oamenii sunt oameni. Nu știu de ce întotdeauna noi suntem fascinați de idoli, de
celebrități, de stele, de stars, nu? Stele de cinema, ce eu știu, oameni mari, mari sportivi, nu? America este o țară idolatră și unii dintre idolii Americii sunt acești oameni faimoși, domnule, nu? Hai să fim sinceri, avem și noi pocăiții noștri, idolii noștri, nu-i așa? Avem și noi faimoșii noștri, marii noștri evangeliști, nu? Avem și noi faliții noștri, nu? Vine un proroc și nu vreau să dau niciun nume, Domnul să mă ferească și să mă ierte. Dar când apare ăsta în biserică, e plină biserica la refuz. Nu? Și așa ușor idolatrizăm oamenii. Suntem înclinați să zeificăm pe oameni pentru că au daruri. Au daruri, wow! Face minuni, prorocie extraordinară. Cineva a fost foarte supărat pe unul dintre acești proroci care a fost la o bisericuță mai mică aici în America și până s-au adunat frații, că era o biserică de asta, de la țară, unde se adună frații în jur de ora 7, nu? Și tot vin până la 8. Și ăsta s-a tot supărat, domnule, și toată lumea știa că ăsta nu vede deloc, dar se uita înapoi la ceas, se uita înapoi la ceas cât e ceasul să vadă de ce nu mai vin pocăiță la biserică. Întotdeauna suntem amatori să vedem lucruri extraordinare și oameni nemaipomeniți. Dacă cineva experimentează ocazional darul minunilor în slujirea lui, noi dorim să-l transformăm într-un zeu. Oamenii din Listra au presupus că Pavel și Barnaba erau zei pentru că au vindecat pe un olog, nu? Faptele Apostolilor 14, versetul 11 și 12. Locuitorii din Malta, de exemplu, au crezut despre Pavel că este Dumnezeu, este zeu, pentru că nu a murit când l-a mușcat un șarpe, domnule, nu, trebuie să fie un zeu, că ăsta nu moare când te mușcă o năpârcă, nu-i așa? E bine, Pavel, și bineînțeles că și Barnaba au respins imediat dorința acestor oameni de a-i zeifica, de a-i diviniza. Le-au spus, oameni buni, noi suntem oameni ca și voi, suntem păcătoși ca și voi, avem nevoie de Hristos toți, noi nu puterea noastră, Dumnezeu face minuni prin noi când vrea El. S-au ferit de lucrul ăsta. Din păcate însă, nu numai că idolii de astăzi nu resping atunci când ne închinăm lor, când îi zeificăm, dar așteaptă de la noi aplauzele și aprecierile astea. Sfatul numărul 2. Nu pune ungerea Duhului Sfânt mai presus de caracterul omului. Niciodată. Nu pune darurile Duhului Sfânt mai sus decât roada Duhului în viața omului respectiv. Roada Duhului produce caracter. Promovarea între noi ar trebui să fie întotdeauna bazată pe roada Duhului și nu pe daruri. Zilele trecute am vorbit cu cineva și spunea, uite, la noi la biserică, pastorul vrea să iasă la pensie și avem doi candidați, dar frate, n-au niciun talent, nu-s bun la predicat, nu, probabil nu fac minuni, nu, cine știe ce nu făceau. Dar n-am vrut să-l supăr, pentru că nu era slujba mea să mă bag în treburile lor, dar trebuia să audă omul ăsta și să-i spună, oameni buni, nu vă uitați la darurile oamenilor, ci uitați-vă la roada Duhului, la caracterul lor. Când Pavel i-a cerut lui Timotei, de exemplu, ce calificări să caute pentru slujire, pentru promovare, dacă vreți, în biserică, i-a spus, uite-te la caracter și nu la daruri.
Puteți să citiți 1 Timotei, capitolul 3 și Tit, apoi, capitolul 1, versetul 5-9. Pavel cerea în primul rând moralitate, caracter creștin. I-a spus fiului său spiritual, Timotei, să leagă bărbați care erau credincioși soțiilor lor, care aveau o familie morală, care nu-și trădează nevestele, care nu-și înșeală nevestele. Să fie cumpătați, înțelepți, respectabili, ospitalieri, blânzi, pașnici, care nu sunt lacomi, care nu sunt bătăuși. Ui, foarte ciudat chestia. De ce o fi scris Pavel chestia asta? Nu? Să nu sară la bătaie imediat, nu? În stare să conducă bine, să-și conducă bine familia. Ba, și despre femeile care trebuia să slujească în biserică, spune că trebuie să aibă un caracter exemplar. Cu alte cuvinte, niciodată să nu analizați ce daruri are omul respectiv. Uitați-vă la ce roade are, ce caracter are omul acela. Numărul 3. Nu alerga niciodată după senzațional, după lucruri spectaculoase. Duhul Sfânt acționează întotdeauna conform caracterului evlavios. Cineva a spus că el nu este schizofrenic. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Asta înseamnă că dacă Duhul Sfânt se manifestă într-un mod miraculos, prin semne și minuni, el nu va contrazice aceste calități. Nu le va contrazice niciodată. Aici ar vrea să vă spun că chiar de la începutul lucrării lui Dumnezeu, ucenicii au dat peste un vrăjitor. Cuvântul din greacă era ghicitor. Era ghicitor. Tot vrăjitor era acesta, nu? Îl cheamă Simon Magu. Cum am văzut asta că atunci când apostolii își pun mâinile peste oameni, primesc Duhul Sfânt, a zis, vă dau bani cât vreți. Dați-mi și mie șmecheria asta, așa. Știți ce a spus Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. Tu ai crezut că se pot cumpăra darurile Duhului Sfânt. De aceea a rămas de-a lungul istoriei termenul de simonie în discuțiile bisericești. Oamenii care încearcă să-și cumpere poziții de conducere în biserică cu bani. Simonie se numește boala asta pe care încearcă unii oameni să ajungă undeva sus umblând cu bani. Ei, nu alerga după senzațional. Simon Magu a crezut că, domnule, dacă pe lângă toate, mă rog, ghicirile lui și prorociile lui false, mai are și darul ăsta, o să aibă un succes formidabil. Nu căuta senzaționalul niciodată. 4. Practică întotdeauna discernământul spiritual. Acum, darul acesta deosebirii duhurilor despre care vorbește Sfânta Scriptură ca un dar al Duhului Sfânt, foarte mulți dintre noi nu-l înțelegem prea grozav, prea bine. Uneori credem că numai o suspiciune de-a noastră, o bănuială de-a noastră că nu-i ceva în regulă cu ăla sau cu mesajul respectiv sau cu predica respectivă, nu? Zilele trecute am ascultat un prieten de-a meu care a ținut o predică în România și a tras o înjurătură de aia de zdravăne de tot la amvon, folosind un cuvânt foarte popular în vorbirea oamenilor de astăzi, nu? Dar cred că toate urechile tuturor s-au sensibilizat, nu? Și nu cred că l-au mai ascultat până la capăt pe fratele predicator, pentru că acel cuvânt a stârnit suspiciune imediat în mintea tuturor oamenilor. Să știți că darul ăsta al deosebirii Duhului este mai degrabă un fel de suspiciune din asta care o avem, că nu este ceva în regulă cu asta. Câteodată nu avem o explicație.
Iată ce spune 1 Ioan capitolul 4, versetul 1. Prea iubiților, să nu credeți orice duh, ci verificați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieșit mult profeți falși. Este o altă traducere mai contemporană a acestui verset. Termenul a verifica aici este același cu analiza folosită în procesul de topire al metalelor pentru a determina compoziția, dacă este compoziția corectă sau nu. Este același termen. Asta înseamnă că chiar și atunci când ceva seamănă cu aurul, de fapt ar putea să fie un aliaj foarte ieftin sau chiar plastic. Se spune un caz foarte clar, un păstor american a primit oferta ca în biserica lui să vină o făcătoare de minuni din America de Sud, foarte faimoasă. Ce era specific la femeia asta era că în urma rugăciunilor ei, pe covorul bisericii rămâneau praf, un fel de praf, un fel de fulgi de aur. Pentru că, zicea aia, îngerii Domnului sunt prezenți și de pe aripile pline de aur ale îngerilor cade, eu știu. Știți ce a făcut păstorul acesta, pentru care am o toată admirația? A trimis pe cineva unde făcea asta, minuni de genul ăsta, și a cules de pe covor aurul ăla, l-a pus într-un pliculeț și ăsta l-a dus la analiză. Era plastic. Femeia asta era specialistă, era dotată cu pungi întregi de material de genul ăsta și păcălea foarte multă lume. Ar trebui să verificăm. Asta se vorbește despre pulbere de aur, diamante, pene din aripile îngerilor, ulei care cade peste oameni în timpul serviciului și un God anointing, ungerea Domnului peste tine. Cineva bagă ceva ulei în aerul condiționat și oamenii sunt unși când pleacă de la biserică. V-am mai spus că a venit într-o zi un păstor mai în vârstă de la asemenea biserică care credea în asemenea lucru și mi-a povestit că în biserica lor a plouat, frate, zice, a plouat extraordinar de tare în timpul serviciului în biserică. Și am zis și la noi, la Oradea ploua de fiecare dată. Dar asta tehnic se numește condensație, domnule dragă, i-am spus. Noi aveam un acoperiș de tablă și când intram 1500 de oameni în sala aia, așa căldură se făcea, aerul cald de la noi condensa pe tablă și venea înapoi cu ploaie. Și ploua în fiecare duminică la noi la biserică, am spus. Dar asta se cheamă condensație. Nu i-a plăcut deloc chestiunea asta. Ar trebui să avem discernământ spiritual, să nu cumpărăm orice, să verificăm toate lucrurile, pentru că este biblic să verificăm. Numărul 5, practică și cere responsabilitate sau dare de seamă. Ar trebui să ne ferim de misionarii aceia, de făcătorii aceia de minuni, proroci sau ce știu eu, specialiști în temir ce, care nu dau socoteală nimănui. Să nu-l întreb din ce biserică, îi că el e din biserica Domnului. E numai la Domnul de socoteală de viața lui. Din ce biserică vii? Care este pastorul tău? Cui dai socoteală? Cred că o fi murit acum și pot să zic pe nume. În comunitatea românească, de aici din America, am trăit o asemenea dramă extraordinară. L-am cunoscut mulți dintre noi din România, îl chema Bajat Batarse. Era de origine din Iordania. Ne-a fascinat în România. Toată lumea știam că ăsta postește de dimineață până seara în continuu, nu mănâncă nimic. Era un predicator formidabil. Avea un stil de a entuziasma oamenii cum rar am mai văzut. Dar am venit în America și am descoperit că Bajat Batarse este și în America. Și a venit la Chicago, de la Chicago, toate orașele unde erau români. Și foarte curând
am început să primim reclamații că fratele nostru, unsul domnului doctor Batarse, făcea victime printre surorile noastre din biserică și fiecare biserică avea câte una sau două femei înșelate și abuzate de monstru ăsta sacru. Okay? Ne-am adunat un grup de frați păstori și ne-am dus până la New York, că era la New York el, și am cerut să stăm de vorbă cu el. Când am sunat la ei, am dat peste nevastă, sau am zis noi, care atunci când ne-am spus că vrem să vorbim cu doctor Batarse, a umflat-o râsul, că ea știa bine ce doctorate avea ăsta și pe cine doctorea el, pe cine trata el. Mă rog, am reușit să avem o întâlnire cu el și l-am confruntat cu exemple clare. Ba, au venit câteva surori mai curajoase să-l confrunte împreună cu bărbații lor. Nu mi s-a întâmplat niciodată în viață până atunci, dar dintr-o dată omul acela, blajin, foarte spiritual, nemaipomenit, și-a schimbat vocea și parcă l-am auzit pe Satana vorbind așa, voce drăcească a ieșit din el. S-a ridicat în picioare și ne-a declarat că ne va distruge pe rând pe fiecare dintre noi. Bineînțeles că i-am tăiat acces la orice altă biserică de români de atunci încolo. Am comunicat tuturor bisericilor să nu mai primească, dar a fost un asemenea om care n-a dat socoteală de viața lui nimănui și care a ajuns să facă victime peste tot în comunitățile noastre de credincioși. Ar trebui să-i întrebăm pe acești aleși apostoli din ce biserică vin, cine este păstorul lor, unde putem verifica, unde putem da un telefon și dacă nu putem să nu-i primim. Sfatul meu este și când primiți telefoane din România să dați bani, că nu știu cine am, ce probleme și ce suferință și cât bolnav sunt și așa mai departe, prima dată întrebați la ce biserică merge. Cum îl cheamă pe păstorul acela? Putem să avem numărul de telefon al lui păstorul acela? Și să vedeți cum se schimbă lucrurile și cu pacea Domnului adunarea liberă și să termine convorbirea imediat. Cereți și practicați responsabilitate. 6. Nu imita niciodată manifestările Ungerii Duhului Sfânt. Nu imita niciodată. Fă un legământ că niciodată nu o să imiți darurile Duhului Sfânt. Poate că ceea ce spun acum va fi foarte dur, dar o serie de eșecuri a mișcării noastre pentecostale vin din faptul că oamenii au învățat mai degrabă să vorbească în alte limbi de la alții decât au primit botezul Duhului Sfânt, au imitat botezul Duhului Sfânt și nu au fost botezați de Domnul și bisericile noastre s-au umplut de oameni falși, cu declarații false. Semnele prezenței Domnului, eu sunt așa de supărat de modul atât de, eu știu, lipsit de responsabilitate a limbajului nostru. Simt prezența Domnului aici. Păi dar ce, noi suntem nesimțiți? Nu simțim nimic, numai tu simți? Este o manevră, o manipulare, mai ales americanii. I feel the Holy Spirit. Este o manipulare a oamenilor. Ce să mai spun de toate celelalte semne ale prezenței Domnului între noi, nu? Noi avem pentecostali, este sub putere. Nu a fost, dar e sub putere. Ce înseamnă asta? Tremură. Pentru că așa am învățat de la alții, că atunci când suntem sub putere și ne cercetează, Domnul, tremurăm. Pe americani a învățat cineva greșit să se arunce de pământ. Ăștia așa au fost învățați, nu? Dacă la noi, la pentecostani, ne spunea tremurici, că tremuram, așa, la ăștia le spune holy rollers, sfinții rostogolitori, să rostogoleau de pământ, nu?
căzutul ăsta pe jos, slain in the spirit, înjunghiat în duh. Ce să mai spun celelalte manifestări care sunt și între noi, bătutul din palme, dintr-o dată. Dom'le, dacă cântă un copil și bați din palme, e mare păcat, nu? Dar așa ne tam, ne sam, când te apucă pe tine, bați din palme ca o pârâitoare din alea la cânepă, așa e totul în regulă, atunci e în regulă. Ce vrei să spui cu asta? Vrei să ne manipulezi, să ne spui că tu ai o cercetare specială din partea Domnului și noi alți habar nu avem și trebuie să ne comunici cumva treaba asta. Este un fals. Nu îl mai practicați. Țipete, manifestări anormale. De unde credeți dumneavoastră că Benny Hinn dă cu haina în dreapta, jumătate din tribune, toate pică pe jos, dă în partea stângă, pică ăla jumătate? Pentru că americanii au fost învățați că atunci când te cercetează Duhul Sfânt, pici pe jos. De la Chicago am fost invitați la o biserică americană, Church of God, îmi cere tare că am să depășesc câteva minute, am fost invitați cu corul. Și bineînțeles, am cântat noi românii pe românește. Și la sfârșit ne-au chemat la rugăciune, ne-au chemat în față. Ne-am dus la rugăciune în față. Toți americanii picau pe jos ca prunele prea coapte, dar niciun român nu pica pe jos, domnule. A venit unul mai zdravă la mine, m-a încercat să mă conving, mi-a tras câteva în frunte, ba unul era în spate să pic peste el. N-am picat niciunul, domnule. Ne-am ținut pe picioarele noastre, am stat tari pe poziție, și n-am picat pe jos. Dar el, alți, toți erau pe jos, toți erau cercetați de Domnul, pentru că așa i-a învățat cineva pe ăștia să se manifeste și să imite această ungere divină. Unii predicatori americani chiar erau nervoși când veneau la noi la biserică. Nici unul nu pica pe jos, Domnul. Și se străduiau băieții, făceau tot ce știu. Nu numai că te împingea așa, dar îți dădea una cu podul palmei în frunte, că trebuia să te ții bine pe picioare să nu faci cunoștință cu podeaua. Acestea sunt niște manifestări de imitație a ungerii divine și nu sunt adevărate deloc. Nu imitați asta la niciun capitol, vă rog. 7. Nu te lăsa manipulat și nu manipula oamenii cu manifestările acestea false. Cred că ar fi mai ok să fii mai rece ca piatra decât să fii ca un popcorn care sare la orice ai sărit în sus, nu? Să explodezi la orice mică flacără, nu? Nu te lăsa manipulat și nu manipula pe oameni cu aceste manifestări false. Și ultimul lucru care vreau să menționez, verifică întotdeauna ceea ce vezi și auzi cu Sfânta Scriptură. Tot ce vezi și auzi, verifică cu Scriptura. Este în Biblie sau nu este în Biblie? Anii trecuți, când a pornit trezirea aceea râsului sfânt, sau Toronto Blessing, nu? Și care s-a răspândit peste tot în Europa, până și în România au pătruns băieții. Am studiat foarte mult fenomenul acela și am scris o carte. N-am publicat-o niciodată, pentru că am zis că mai bine să nu tratezi o boală care nu există, pentru că s-ar putea să o inoculezi, nu? Decât, și n-am publicat cartea aceea niciodată. Dar oamenii aceia au fost învățați că atunci te cercetează Domnul când râzi până nu mai poți, pici pe jos de râs. Grohăi ca animalele, ce să spun, toate. Dacă ați vedea care este lista manifestărilor de la Toronto Blessing, v-ați îngrozi. Și nu le găsesc nicăieri în Biblie, pentru că niciodată nimeni nu s-a purtat în halul ăla. Noroc că s-a stins prostia aia, dar a cuprins mii și zeci de mii de oameni și în multe țări ale lumii această învățătură falsă. Am să vă dau un simplu citat din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 10 la 11. Iată ce s-a întâmplat cu Pavel și Sila la Berea. Zice, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit,
au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Haideți să facem și noi un asemenea lucru. Când vezi ceva insolit, ceva neobișnuit, ceva ce pune întrebarea asta, oare scrie în Biblie de așa ceva? Cercetează Scriptura să vezi dacă este scriptural sau nu ceea ce se întâmplă. Dacă Domnul ne va ajuta să ținem cont de aceste sfaturi, mă rog, câte sunt ele și practice, ne vom putea feri de o serie de lucruri false și am putea să ne păstrăm sănătatea în această lume tot mai bolnavă în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne păzim de tot ce este fals.